Adrian Pascariu este candidatul AUR pentru funcția de primar al comunei Chiecea. Inginer de profesie, Adrian Pascariu vrea să contribuie cu toată experiența la dezvoltarea localității. Acesta a vorbit despre proiectele pe care și le-a propus dacă va câștiga primăria Chiecea. Unei grădinițe cu program prelungit în Chiecea este o foarte mare problemă pentru părinții din localitate. Din acest motiv, cred că trebuie rezolvat cât mai repede. Că tot veni vorba că părinții trebuie să renunțe la servicii pentru a sta acasă cu copiii. Nici la acest capitol nu stăm foarte bine. Autoritățile locale nu au făcut nimic de ani de zile în acest sens. Nu au creat o infrastructură pentru investitori și nu au creat nici locuri de muncă. Tot din lipsa de implicare a autorităților locale, sunt foarte mulți tineri care au plecat din localitate în alte localități pentru anumite beneficii care sunt oferite tinerilor, respectiv terenuri pentru construcție de locuințe. Ca inginer, consider că trebuie să găsim soluții și nu scuze. Adrian Pascariu a vorbit despre nevoile oamenilor din Chiecea. La Chiecea sunt oameni simpli, oameni de la sat. Nu au prea mari pretenții, doar câteva nevoi de bază și cineva pe care să se poată baza atunci când au nevoie. Transportul public este o foarte mare problemă pentru comuna noastră, la fel trebuie rezolvat cât mai urgent. Cum vă spuneam mai devreme, lipsa unei grădinițe cu program prelungit și o masă caldă pentru copiii noștri este o altă nemulțumire a oamenilor din Chiecea. O sală de sport unde tinerii își pot face activitățile, terenul de fotbal are nevoie de o tribună, oamenii stau pur și simplu în picioare când este vreun meci de fotbal duminica în localitate. Adrian Pascariu are 34 de ani și este absolvent al Universității Politehnica Timișoara.